Așadar, am făcut update-ul la aplicației noastre Laravel. Suntem în Laravel 9.2 la ora actuală. Îl vom mai actualiza din când în când e nevoie. Ați văzut că singura așa problemă a fost că a trebuit să actualizăm acel package Suite Alert pe care îl avem ca să-l putem apela mai ușor. Și cam același lucru se poate întâmpla la un upgrade de, și acum se spune, major de versiune pentru orice package. Asta este unul dintre motivele pentru care vom crea manual coșul de cumpărături, așa zisul cart, shopping cart, și nu sunt mai multe package-uri. Ce nu-mi place la ele, pe lângă treaba asta, că dacă ai un update mai important al aplicației, trebuie să ai grijă de toate. De obicei sunt menținute, deci imediat apare și un update, chiar anterior upgrade-ului de versiune la Laravel apare, deci nu neapărat asta ar fi problema, dar ce nu mi-a plăcut mie ca o structură cam așa definită, așa dacă îl facem noi, îl facem noi cum vrem, cum ne gândim după scenariul nostru. Și mare lucru nu e, nu prea are rost pentru asta să ne folosim efectiv de un package pentru un coș de cumpărături. La ce mă refer când vorbim de coșul de cumpărături? Deci vedem aici, am văzut, avem secțiunile, putem ajunge imediat la produse, să vedem, deci la AirShoes am anumite produse, ok, și vedem că avem aici butonul Add to Cart. Bineînțeles, avem și aici un cart la care apar numărul de produse și avem și favorites, o să vedem și cu asta cum facem. Și deci dacă dau și la view detail și aici ar trebui add to cart, deci are aceeași funcție, deci pot să-l adaug direct dintr-o listă de produse în coșul de cumpărături. Sau de aici. În momentul în care îi dau Add to Cart, aici trebuie să-mi fie și în momentul să-mi apară numărul de produse, iar în momentul în care fac click pe coș, trebuie să ajung la pagina cartă. Mi se pare noi o avem implementată, dar e implementat acest card, deci o să am, dar bineînțeles este acum hard-coded. Nu sunt produse reale, vedem că nici aici. Iar aici, odată ce am adăugat produsul, deci vom avea prețul cantitate, aici putem să creștem. Văd că deja e implementată funcționalitatea de creștere. Așa, la 0 și am și remove aici butonul, pot să-l șterg. Vom implementa, bineînțeles, toate acestea. Dinamic, ele doar codul HTML acum. Deci, pentru fiecare produs în parte, voi putea să fac cantitatea, după aceea să am sub totalul eventual și un cost de shipping, adică de transport, și aici proceed to checkout, va trebui să începem procesul de validare a comenzii. Bineînțeles, parcă îl avem și pe ăsta aici, checkout, avem și aici pagina, comandă produse și aici adresa facturare, nu știu ce, va trebui să o aranjăm făcută după sistemul american acest login. Ce e important să remarcăm și o să discutăm imediat pe larg, faptul că în coșul de, vedeți că nu suntem logați, deci nu e obligatoriu ca să adaug în coșul de gunoi, în coșul de cumpărători, pardon. Așa, deci ca să adaug produse în coșul de cumpărături. Deci nu e obligatoriu să fiu logat, în schimb ca să în momentul în care trec la checkout și aplic comanda shopping aici checkout, aici va trebui cumva să vedem că aici avem create an account sau ship to different address sau așa mai departe, deci va trebui să facem cumva și un formular de login ca să putem crea comanda. Dacă nu, am putea să facem exact cum este aici pentru că avem e-mail și din acesta deci creăm automat un cont care are și numărul de telefon și asta, deci creăm aici
create account, își creează direct contul și ar putea să plasăm ordinul, dar problema ar fi să vedem cum facem că nu va fi încă verificat e-mailul. Aici, deci ne vom gândi cum vom face la momentul respectiv. Deocamdată să vedem, să discutăm mai în detaliu despre acest shopping cart. Deci, în primul rând, să vedem procesul care are loc și cum îl vom implementa. În primul rând apare clientul care începe și vizitează produsele. Se duce pe rând pe la produse și de aici el începe și în aceste produse își alege pe care le vrea și le pune în coșul de cumpărături, cele pe care le dorește. Ceea ce nu înseamnă nicio obligație din partea lui, pur și simplu le-a pus în coș, exact ca și la supermarket când mergem, putem oricând să lăsăm coșul printre rafturi, dacă avem așa puțin spirit civic, punem produsele la loc ca să nu le lăsăm grămadă sau vorbim cu un angajat, mă rog, deci ideea e că odată puse în coș nu suntem obligați să le cumpărăm. Dacă ne-am hotărât să cumpărăm, începem să verificăm cantitatea și nu știu ce mai e pe aici pentru fiecare produs să nu fi luat din greșeală, ne mai răzgândim la 1, la 2, deci putem să scoatem, eventual putem să fugim repede să mai aducem niște rafturi, niște produse exact la supermarket și ajungem și plasăm comanda la casa de marcat, sunt înregistrate toate produsele și după aia noi vom plăti. Vom vedea dacă vom face și procesul de plată online, dar deocamdată ce va face aplicația noastră, va implementa acest proces și odată plasat comanda, order în engleză, se va trimite un e-mail de confirmare. Și la aceste ordere va trebui, dar și la coșul de cumpărături, de altfel va trebui să aibă acces administratorii. Vom vedea ce se întâmplă cu coșurile de cumpărături, cele mai vechi, cele mai puțin vechi și așa mai departe. Va trebui să implementăm și gestionarea lor de către partea de administrare a site-ului. Ce mai e important de spus și anume că acest utilizator nu trebuie obligatoriu să fie logat, să aibă deja cont ca să-și pună în coșul de cumpărături. Poate să fie un utilizator nelogat. Cum vom face acesta? Vom utiliza sesiunile. Ele sunt documentate în Laravel. Vedem aici HTTPS și ne și descrie cam despre ce este vorba. Deci, cum se știe, protocolul HTTP pe care lucrează obișnuit aplicațiile web este așa numit stateless, adică nu transmite date între diferitele request-uri, cereri către server. În cererea respectivă HTTP nu există date. Ce fac frameworkurile JavaScript sau ce putem face noi într-o aplicație din asta este să folosim așa numite variabile de sesiune. Session. Astea se mai folosesc și în multe alte cazuri. De exemplu, pentru procesul de logare, vedeți că la fiecare acces de pagină, aplicația știe dacă utilizatorul este logat și așa mai departe, are date și se folosesc și aceste sesiuni și în cazul ăsta și în cazul carturilor, adică ale coșurilor, sunt mai multe moduri de a folosi aceste variabile session, ceea ce ne permite și nouă să folosim date despre utilizatorul curent. Când vorbim în cazul sesiunilor de utilizatorul curent, nu este vorba de utilizatorul din stocat în baza de date, care eventual s-a autentificat. Deci nu e vorba de utilizatorul autentificat, ci este vorba de un utilizator care folosește un anumit calculator de la un anumit IP. Deci fiind și un anumit browser, bineînțeles, un anumit browser, deci când folosesc, deci eu de exemplu pot să folosesc Mozilla Firefox, să-mi pun produse în coșul de cumpărături. Și acum, în funcție de cât de complex e sistemul acesta de identificare a utilizatorilor, mult normal când folosesc alt browser, nu o să mai am coșul de cumpărături. Dar am văzut site-uri mai doxate care te recunosc și după alt browser. Nu-mi dau seama exact cum e procesul, deci e clar, există niște sisteme de tracking mai avansate ale
utilizatorul. În cazul nostru simplu cu sesiuni, aici va trebui în mod evident să vorbim despre sesiuni când va fi cazul puțin mai pe larg, dar noi vom folosi aceste sesiuni pentru a identifica utilizatorul, chiar dacă nu este logat, deci el va avea posibilitatea să-și pună produse în coș și va avea un coș de cumpărături. Pe de altă parte, comenzile nu le va putea da decât având un cont validat. E clar că nu pot să mă apuc să trimit, așa vine unul, intră pe site, hai, trimitem și mie comandă. În primul rând trebuie să știu adresa, trebuie să știu, noi am făcut. Vedem aici că dacă mă loghez, ia să vedem dacă mai am vreun cont. Pe aici gata, a făcut să mă pot loga, nu a fost ăsta, din păcate, ia să vedem, ăsta o fi. Nici ăsta nu e, trebuie să mă uit în baza de date, că altfel mă blochează aici și să nu uităm să-i punem și un buton Remember, că poate vrea aici să se logheze, dar în momentul în care se loghează, bineînțeles, va avea acces și utilizatorul la propriile lui comenzi, la propriul lui coș de cumpărături și așa mai departe. Și la coșul de cumpărături, nu neapărat dacă este logat, dar trebuie să aibă acces la comenzi, la facturi, la ce mai facem noi. Încetul cu încetul aplicația se va dezvolta. Noi de-abia de acum, deci noi până acum, să spun așa, scheletul aplicației este general, deci avem dublă autentificare pentru administrator și utilizator extern, e făcut, după aceea avem o structură a site-ului care cuprinde secțiuni, categorii, produse și branduri, deci astea poate să fie folosite. În loc de produse putem să avem orice altceva, articole de știri și tot așa, orice, cărți, bibliotecă online, deci putem face orice cu aplicația aceasta în stadiul în care e acum. Și de acum încolo, deci noi începem să implementăm ceva specific și vom începe, bineînțeles, cu implementarea tabelului pentru acest shopping cart. Mulți folosesc doar sesiunile, nu mai folosesc și un tabel și, mă rog, eu doresc să folosesc și un tabel și o să vedem cum gestionăm înregistrările. Mi-e mai simplu decât să folosesc numai array și trebuie să verific și cât timp sunt valabile sesiunile și așa mai departe. Deci prefer să folosesc acest shopping cart și în funcție de utilizator, dacă este logat, este autentificat pe site sau nu, voi folosi sesiunile sau nu voi folosi sesiunile. Deci pentru a crea tabelul nostru cart, cards de fapt, coșuri să le zic așa sau cum ar fi, dar vom crea modelul cart, modelul elocvent, vedem, trebuie să ne uităm puțin la relație, deci un cart, un coș de cumpărături va avea mai multe produse, deci aici este o relație, un produs poate să fie într-un coș, deci într-un anumit coș, într-un anumit model vom avea un singur produs și o anumită cantitate a acelui produs. Deci dacă îl bagă în coș de două ori, noi nu ca în viața reală vom avea două pachetele aici, ci vom avea un singur item al produsului respectiv și cantitatea va fi incrementată. Și aici am mai discutat relația între coș și asta, cel mai bine să facem migrația și să discutăm acolo pe să creăm modelul și migrația și vom vedea ce relații avem nevoie să creăm. Ne întoarcem prin urmare în Visual Studio Code, deschidem terminalul, da, și dăm PHP Artisan make model. Haideți să vedem unde să-l punem. Modelele, că nu le mai punem, deci aici avem models, content, deci aici fiind contentul nu o să-l mai pun, o să-l pun model, pentru că aici începem cu shop și o să pun în shop, nu era rău să scriu nici cu literă mare, dacă am scris contentul cu literă mică, las așa, content shop și aici o să pun
Cart și o să vreau doar migrație, deci nu o să mai vreau și seeder, deci nu am ce să teste să umplu coșul cu mai complicat și nu-mi trebuie pentru că prin, cum să zic, prin natura lui coșul e ceva temporar. N-am nevoie să le umplu, deci oricând pot să testez, să pun 5-6 produse, indiferent logat, nelogat, și verific cum îmi afișează coșul. Nu-mi trebuie să am pentru toți utilizatorii să aibă un coș sau ceva de genul ăsta ca să fac o date fake de test. Deci e de ajuns ce de date, deci avem un model și o migrație a lui respectivă. Mi-a creat și migrația. Mergem în database. Da, la migrații, este ultima, bineînțeles, și haideți să vedem. Deci avem acest ID, îmi creează tabelul cards, deci ăsta e ID-ul coșului, mă rog, pentru fie nu prea o să avem nevoie, dar acum o să avem $table string și ce vom face aici, vom numi session ID. Deci ID-ul de sesiune, vi-l arăt imediat și îl voi face și nullable. Așa, bineînțeles, fără nicio default. Și acum, în loc de string, vom avea aici integer. Ia să vedem. Integer și se va numi aici user ID. Deci vom avea un user ID. Deci pentru un anumit produs și deci va trebui să avem și table tot integer. Și aici vom avea product ID și acesta va fi. Acesta nu prea are de ce să fie nullable, că pentru un produs, adică dacă n-am un produs într-o înregistrare în coș, n-are rost să mai am nimic, nu? Așa și $table integer quantity, o notăm, am văzut că mulți notează așa să nu mai scrie prea mult și aici vom avea default 0. Așa, control. Deci la început când inserăm o interogare, așa doar să-i pun un asta, dar cel mai bine aș pune 1. Nu 0, că n-am de ce să-i pun 0, e ca și cum n-ar avea un produs și așa atunci nici în momentul în care o să adaug un produs nu mai stau să-i setez cantitatea. Așa, deci use session ID, deci acestea două sunt aici pe lângă cantitate. La un moment dat, când vom dezvolta aplicația, vom mai avea și alte așa numite variații sau atribute ale produsului, gen mărimea, atunci când e cazul. Dar deocamdată mergem pe calea simplă, un produs în baza de date, ce cantitate este. Și după aceea, să zicem așa, în tutorialele care mergem, în care mergem pe chestiuni mai avansate, o să vedem cum se face și cu cantitate, mărime, atribute, același produs poate fi furnizat de mai multe firme, etc. Dar deocamdată ne ajunge, deci din acest produs identificăm, controlez. Așa, deci vedeți că pun doar produsul ID, deși mie în cart îmi va apărea și afișa și numele și tot, dar deocamdată nu îmi trebuie așa ceva. Și deci nu am nevoie să stochez în tabelul meu cart numele produsului, pentru că am product ID și de aici pot să mă duc direct în produse. Și acum nu mai am decât să dau, da? PHP Artisan Migrate, migrează, mi-a creat-o și haideți să ne uităm puțin să vedeți ce am vrut să spun prin acea ID-ul de sesiune, de session ID. Deci vedem foarte clar, aici am deschis consola asta DevTools, da, și m-am dus în tabul Application.
Dacă mă contab, vedem la storage, local storage, nu știu ce, web SQL, de la cookie, vedem că avem un Laravel session. Acesta este ID-ul, un șir de caractere, acesta este, da, și este ID-ul sesiunii. Vedem că nu sunt logat și el totuși apare, se transmite. Deci, haideți să, ca să vă convingeți că e același, de exemplu, dacă mă duc pe pagina de home, vedeți că a rămas același, este diferit de XSRF-ul ăsta token care se folosește la, pentru formulare și așa mai departe, ca să prevină atacurile, să prevină atacurile, adică în sensul să fie trimis formularul, submit formularul de pe alte site-uri și alte rațiuni de securitate pe care le are. N-am intrat foarte mult eu în studiul securității pentru că sunt lucruri standard, repetitive și tocmai asta e avantajul că folosim un framework la Laravel pentru că le are deja implementate. Ați văzut un XRF, asta, SRF-ul ăla ce punem noi, imediat punem o directivă blade și formularul este protejat. Dar vedem că la Laravel session, deci acest ID și în această sesiune noi putem seta și alte valori, așa cum ne arată aici în, uitați, retrieving data, storing data, deci avem, uitați, request session put key value, deci asta e, sau putem să folosim direct această sintaxă key value, deci push, deci are mai multe, e ca o matrice în care putem lucra. O să vă pun și un link eventual în care alt tutorial de pe net, ce am mai găsit și eu, în care sunt descrise mai pe larg sesiunile și ce se poate face cu ele. Oricum, găsiți și multe tutoriale cu carturi făcute exclusiv cu sesiuni. Problema cu sesiunile este că ele expiră și mă gândesc pentru un utilizator care eventual se și loghează, vreau să am și posibilitatea să-i rămână în coș acolo până dorește el, din moment ce are un cont validat, să-i rămână în coș și le cumpără când vrea, dacă mai sunt disponibile. Și asta va trebui, n-am discutat încă, dar bineînțeles că va trebui să discutăm despre chestia asta. Cu validarea nu e suficient să fie stocul mai mare ca 0, pentru că poate să aibă, să zicem, stoc 2 bucăți și el să comande 3 la cantitate. Când și-l bagă în coș, îl bagă o singură dată, îi zice ok, deci nu e suficient, dar vom pune și această condiție să fie stocul mai mare ca 0 în moment pentru produsele afișate, pentru că altfel nu, da, nu își are sensul tot procesul de cumpărare, să stea omul să-și bage produsele în coș, să încerce să le comande și când să pună comandă și face toți pașii, zice stai așa că nu e în stoc. Nu, facem verificările de la început, deci vom afișa doar produsele pe stoc, după aceea, în momentul în care mărește cantitatea, să zicem, vom verifica la fiecare mărire a cantității, cum este aici, da? Deci, haideți să închidem, v-am arătat, deci, țineți minte, în tabul application vă duceți la cookies și asta e, vedeți că este criptată, deci nimeni nu poate să vă identifice calculatorul din șirul ăsta de caractere, dar la Laravel o ține minte, are un sistem de lucru cu sesiuni și o ține minte. Și PHP o are, o variabilă globală, session, mă rog, e mult de discutat. Noi, fiind așa ușor de implementat, că de-aia folosim la Laravel-ul, îl vom utiliza direct. Și vedem aici la checkout, nu la checkout, pardon, vreau să vă la shopping cart. Deci vedem că aici noi avem implementată grafica de mărire a cantității. Noi când vom aici, va fi bineînțeles o componentă LiveWire. În momentul în care vom apăsa și se va mări cantitatea, vom vedea dacă poate fi mărită cantitatea sau nu poate fi mărită cantitatea. Și urmează toate acestea să le facem din tutorialele următoare. Deocamdată ne-am făcut structura cartului nostru.